Britney Spears a lansat o acuzație puternică împotriva fostului ei soț, Kevin Federline, care a criticat-o din cauza fotografiilor indecente pe care le-a postat, pentru procesul familiei sale și pentru decizia copiilor ei de a nu-l vedea pe celebrul artist de mult timp. Astfel, cântăreața a dezvăluit o serie de noi detalii șocante despre mama sa, care îi, ar spune să, încredințeze pe cei doi băieți tatălui său. Recent, după o lungă tăcere, fostul soț al lui Britney Spears, cu care s-a căsătorit în 2004-2007, a ales să discute despre schimbările pe care le-a trecut, așa că l-a învinovățit pentru atitudinea pe care a avut-o în ultima perioadă. Mai multe detalii despre povestea de aici. Britney Spears nu a trăit cu mâinile în sâni și a ales să expună întreaga lume și versiunea ei pe rețelele de socializare. Nu ratați, Britney Spears, o imagine nudă care îngrijorează pe fani, arăți ca și cum ai plânge. Cu doar câteva ore în urmă, el a postat o declarație în secțiunea de povești pe Instagram, unde a plâns de acuzațiile aduse de fosta ei husband, dar și de declarația pe care a făcut-o despre ea în rolul mamei sale. Am susținut să aud că fostul meu soț a ales să discute relația dintre mine și copiii mei, a început el povestea, apoi a spus, în măsura în care Sam Preston și Jaden James au dat totul. Britney Spears, interesat să calculeze fotografiile indecente pe care le au postat. După cum știm cu toții, a crește băieții în adolescență nu este niciodată ușor pentru nimeni. Sunt îngrijorat de ce discuțiile se bazează pe Instagram-ul meu. Cu mult înainte de Instagram, a spus un artist despre odihna între el și cei doi fii. Vezi și cine este Sam Asghari, un bărbat cu care Britney Spears a căsătorit. Apoi, vedeta a dezvăluit adevărul surprinzător despre mama sa, care ar sugera că cel mai bun a fost să încredințez tatălui, un singur cuvânt, mă doare. O voi spune, mama mi a spus că trebuie să le las cu tatăl lor. Am împărtășit asta pentru că pot. O zi bună de oameni buni! Stelele internaționale nu se limitează la asta și aleg să vorbească mai mult despre experiența pe care a experimentat-o în ultima vreme. Și a apărat poziția și a vorbit despre imaginile în care a interpretat Cole, despre trauma cu care a rămas în aproape 15 ani în care a fost controlat tatăl său și